întâlniri cu noile concurente au stat sub semnul surprizelor. Fără nicio urmă de inhibiție, Florentina își declara intențiile de la bun început. Bună, Mihai! Florentina! Mihai! Florentina! Și la mulți ani pentru sâmbătă! Și cu ce gânduri la mireasă? Cu gândul de a-l cunoaște pe Mihai. Așa hotărâtă? Da. Mi-a plăcut de prima oară de când l-am văzut la televizor. De unde ești? Din Târgoviște. Tot din Constanța. Am și eu pe acolo beri. Ce ți-a plăcut ție la Mihai? Seriozitatea și sufletul lui. Și caracterul. Și cum ți se pare acest parcurs pe care el l-a avut? Întâi cu Claudia... Nu mi s-a părut că a vrut ceva serios cu Claudia. Dar în schimb cu Ștefania mi s-a părut că cam se joacă cu el. Și el, fiind un băiat serios, undeva i-a picat în capcană, să spun așa. Eu am și zis că pentru tine am venit. Ați avut acel WhatsApp cu băieții? Da. În care Ștefania a fost foarte categorică în ceea ce te privește pe tine. Da. Cum ai perceput această ostilitate a ei, această... N-am gândit-o într-un fel. Eu vreau să fac doar ce îmi spune inima. O înțeleg și pe ea. Poate ține la el, poate nu ține, nu știu ce să spun. N-am nimic cu ea personal, dar dacă ei deja nu sunt într-un cuplu, îmi pare rău. Vizi, nu-ți mai place niciun băiat? Nu. Ești datoare să încerci? Da, de ce nu? Ești un băiat enorm de bun, un caracter frumos. Și cred că este ceea ce eu am nevoie. 27 de ani, din Târgoviște. Am aflat puțin despre trecutul ei. Ce pasiune mai? Am lucrat, kinetoterapeut. Bravo. Uite, Ștefania avea probleme cu spatele. De când faci treaba asta? De 2 ani. Până acum 2 ani ce ai făcut? Am fost în afară plecată. Unde? În Italia. Tata în două lună, două și după aceea m-am maritat. Ce-ai făcut? Sunt divorțată. De un an nu mai sunt cu nimeni. Și afară nu-ți găsești tu iubit? Nu, vorbesc serios. Sunt o fată pozitivă, cu un suflet mare. Îmi place să le spun lucrurilor pe nume, deși uneori sunt cam deranjate, dar asta sunt directă. Florentina a venit așa lângă mine, a acaparat zona și era o situație ciudată. Deci dacă îmi place, înseamnă că respect și ce plac și eu, nu? Corect. Și la momentul ăla o plac și o plăceam pe Ștefania. Și cam de fitin. Eu chiar n-am nimic cu ea și nu. Eu am venit să te cunosc pe tine, te plac pe tine. La început când te-am văzut nu erai cuplat cu ea. Cum a fost interacțiunea cu Mihai la prima vedere? Eu zic că foarte bună, deși pe fața lui se vedea oarecare tristețe. I-am spus, eu am venit. O să fac și pași către tine, dar la un moment dat am să mă opresc. Dacă tu nu ai să faci pași, te rog să-mi spui. Pentru că nu vreau să-mi faci speranțe degeaba. Și ce ți-ai zis? Da, o să-mi spun. Par foarte supărat și nu-mi place. Dar te și înțeleg pe parte. Nu mă înțeleg. Ba da, te înțeleg. Ba da. Doar Ștefania mă înțelege. Dar a acceptat acești pași pe care îi vei face tu către el? Așa mi-a dat de bănuit. Te înțeles. Am zis, și ce ați mai vorbit voi? Că am văzut că tot ați stat cumva așa retras. Mai mult el a vorbit și eu îi răspundeam. Bine, vorbeam mai mult, dar îi răspundeam lui. Există o șansă pe viitor pentru tine și Florentina? De ce? Pentru că nu sunt eu acum pregătit. Și de-aia vreau să mă asigur că și ea înțelege asta și să nu dau speranțe false. Toate au un început. Încă o fată hotărâtă a venit să-l cunoască pe Mihai pentru că l-a văzut la televizor și a plăcut felul lui de a fi, i-a plăcut de el. Acum e o mică diferență. În momentul în care voi ați avut discuția pe WhatsApp și voi băieți și fetele au avut discuția pe WhatsApp cu Florentina, nu erau tranșate lucrurile între tine și Ștefania. Adică era așa, nici prea, nici știi? Nu au fost niciodată tranșate. Astăzi e situația diferită. Pentru că ieri ați făcut un anunț în emisiune, sper că nu s-a schimbat ceva de ieri până astăzi, mai ales că nici nu v-ați văzut. A venit pentru tine. Nu știu, te flatează chestia asta? Da, mă flatează și apreciez sinceritatea. Vorbea despre pași și cred că a făcut suficienți pași, cel puțin pentru moment. Și nu pot și eu să fiu decât la fel de sincer cu ea. Și i-am spus și ei să încerce să cunoască și pe ceilalți băieți. Probabil că o să cunoască, dar nici n-aș vrea să-i tai aripile din prima. Chiar și a spus asta, să-i spun din prima, să nu-i dau speranțe false. Păi și gata, tu vrei să-i dai speranțe așa cum intră pe ușă, gata? Îi tai aripile? N-ai de unde să știi. Eu nu tai aripile nimănui. Așteaptă să cunoști fata. Vezi că așa i-am spus și lui Cătălin, să nu trăiești
după o fantomă. Că lucrurile, cred că dincolo, sunt încheiate. Ia exemplul meu. Trăiește clipa. Carpe diem. Ăsta să fie motto-ul vostru, da, în emisiune. Deja gata. Da? Da, mulțumesc, mulțumesc. Hai să o cunoaștem pe Florentina. Cred că ea e. De frig afară, beata fata. Hai, Florentina. Bine ai venit în casa Mireasa. Am găsit. O să te rog să iei loc aici. Mulțumesc. Bună, doamnelor, bună, băieți. Așa, te așezi aici între Denisa și Mihai. Foarte cald. Ca să te simți așa oarecum în siguranță, că voi v-ați cunoscut în perioada asta de izolare, ați stat împreună. Da. Cum ești? Foarte bine. Ai emoții? Nu. Nu? Nu. E bine. Cum ți se pare casa? Foarte frumos. Foarte. Chiar frumos. Așa, doamne, super drăguță. Toți sunteți foarte, foarte frumos. De aproape. Da, și dumneavoastră, să vezi, astăzi foarte frumoasă. Mulțumesc. Mă bucur să vă cunosc. Eu sunt cea mai puțin importantă din toată povestea asta. Ei sunt importanți. Cum vi se pare Florentina, doamna mea? Eu vă îndrăgesc foarte, foarte mult. Doamna Ermina? Eu o fac frumoasă. Mulțumesc. Și dumneavoastră. Ai venit în casă? Doamnelor, abia aștept să drăguță, vă foarte frumoasă. Drăguță. Vorbăreați? Toate sunt. Da, da. Ai bine. Vedeți că eu pe Radu nu l-am întrebat nimic, pe David nici atât, pe David prea, pe Ștefan l-aș întreba, hai, ia să zic. Poate destul de ok. Destul de ok. Pentru Mihai. Pentru Mihai. Atât. Da, dar vezi că până la urmă este și dreptul ei să vă cunoască pe toți. Da, păi poți să mă cunoască și pe mine, dacă vrei. Păi normal. Vrei să-l cunoști și pe Ștefan? Păi na, ce să mă... Și eu să-l cunosc pe Ștefan. Era pierdut în ochii lui Mihai. Da. Mănec în ochii tăi, la 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 la. Da, Mihai, iartă-mă, dar ce vrei acum? Mă leg și eu de ce a spus Florentina, că ea a venit aici pentru tine. Da, și eu am vorbit cu ea și chiar și acum tot de Ștefan vorbeam, că am spus la un dat că mai mult cred că s-a potrivit cu el decât cu mine. Dar de ce crezi tu asta? La prima impresie. Tu cu cine te-ai potrivit, cu Ștefania? Niciuna de aici. Dar dovede că nu, nici acum. Niciuna de aici? Păi cum, am adus toate tipologiile, nici acum trebuie să-i găsim și lui o fată. De ce spuneți așa? Știu. Ia auzi, colegii mei disperați, dom'le, mai aducem dacă trebuie. Nu mai... spus destul de astea. Păi nu, că o să mai plece, știți că o să mai plece. Nu o să mai plece. Și problema e că fetele noi, Andreea, Denisa și Florentina, săptămâna aceasta au imunitate. Asta înseamnă că nu or să fie nominalizate. Care n-au relație. Și nominalizările vor fi dintre fetele... Care nu au relație. Vechi. Nu știu, acum nu-mi spuneți. Știți că n-avem voie să vorbim. Nu spun, zic. Nu știu cine are relație, cine nu are. Nici eu. Na. Da, o să aflăm.